Salutare tuturor, bun venit la Electric Life, eu sunt Lucian și suntem din nou la o lucrare pe care ați mai văzut-o, de fapt era începutul lucrării. Ce ați văzut atunci, am tras prin plafon, am dat eu găuri, foarte multe, și de aici sus, pe placă, s-a montat copexul pentru cabluri, după care s-a turnat beton deasupra. Între timp, băieții au făcut și etajul, și parterul, și etajul, și acoperișul, și noi ne-am apucat de tras cabluri, de curent, internet, coaxial, pentru niște camere video, care vin montate pe exterior. Am făcut o grămadă de șanțuri, am tras așadar cablurile și am tras cablurile prin tuburile alea pe care le-am montat atunci. Și suntem aici în camera tehnică. Deci asta e camera tehnică, aici va veni alimentarea de afară. Deci suntem la subsol, acolo va veni săpat în exterior. Va veni acea piesă de legătură care face prin care intră cablul de alimentare de la rețea. Aici avem împământarea. Va trebui separat penul și tratat. Și după cum știți, cum ați mai văzut în videoclipurile mele, vine cam așa. Aici pe perete va veni hack-ul, adică house anschluss custom, adică caseta aceea în care vine legătura de la cablul de afară și cu cele trei siguranțe NH. După care avem un tablou general, Hauptverteiler, tabloul e ăsta, e sigilat, o să-l desfac imediat. Așadar, avem ce scrie aici, complete șrancă HZ, adică e un tablou complet, univers Z, RAL 9010, IP44, clasa de protecție 2, șut și clase, înălțime 1,10 m, pe 800 de milimetri, adică pe 80, și lățime 20,5. Să vedem ce e înăuntru. Și asta va veni montat aici pe perete, unde vor veni toate cablurile astea. Avem și cablul de alimentare care merge sus la etaj, în al doilea tablou, deci pentru subsol și parter avem un tablou ăsta și sus mai vine un tablou chiar la etaj, unde tot etajul va veni din tablou acela. Iar 5 ori 16 merge de aici, din tablou ăsta, în următorul. Bun. Să desfacem tablouașul. O să văd cum pot să filmez cu o mână și să lucrez. Asta e tablou. Avem aici câteva componente. Avem și o șină. Genul ăsta. Unde va veni alimentarea. Practic, șina asta va veni. Să dau asta afară. Să vedeți că practic va veni așa și împins în jos, se împinge în jos, se fixează pe
barele astea de cuplu și cu cablul de afară vom veni sus. Pardon, cu cablul de afară. Cablul de afară separat. Va veni sus nul, L1, L2, L3 și jos pe. Bravo, m-am și tăiat un pic. Așa e când lucrez cu o mână. Nu contează. Deci se prinde el acolo, vin frumos cu cablul în interior. După care avem întrerupătorul SLS care va veni montat aici. E un întrerupător automat selectiv. 63, dacă nu mă înșel, 63 de ampere ăsta și curentul de rupe 25 de kiloamperi. După care aici vor veni contoarele. Vom da asta afară. Da. Foarte frumos lucrez eu cu o mână. Ok. În interior va veni contorul. După care va veni siguranțele automate, diferențialele și așa mai departe. Foarte mișto tablou. Îmi plac astea la nebunie, cum arată. O să-l pun cam dat așa și bun. Deci am zis, vine SLS-ul, lângă el vine protecția la supratensiune, SPD-ul, tipul 1 și 2. Aici pe perete va veni o șină de echipotențializare în care va veni această da, este de aluminiu sau ceva aliaj, cred că e ceva aliaj, în fine. Deci va veni împământarea casei în șina de potențializare, de acolo luăm un conductor, îl ducem la pen și de acolo separăm. Bun. Deci cam asta e treaba aici, în camera tehnică, deci sunt la subsol. După care toate cablurile merg sus la... O parte merg aici, la subsol, o parte la parter și o parte la etaj. Aici vine o cameră tehnică, asta iar e o cameră tehnică în care vin vase de expansiune, centrala, pompele, o grămadă de chestii. Acolo este o centrală, Vaillant, și avem casetele de distribuție pentru încălzirea pardoseală. Și la subsol avem o grămadă de prize întrerupătoare. Avem și internet. Aici la fel, avem două centrale Vaillant care vin montate de băieții de la instalatori. Așa. Aici la fel, o grămadă de lămpi, prize pe perete. Aici vor fi o... nu știu ce va fi, în fine. Am înțeles ceva saună o să facă. Și fundația în pivniță, izolată. După care se toarnă, se pune polistiren și se toarnă în șapă, așa e o izolație. Bun, să mergem mai departe, să ne ocupăm noi de electrice. Pe ce suntem noi? Aici avem iară distribuție pentru încălzirea în pardoseală, băi.
și avem lumini notate, avem jaluzele, zete de la Zulite, ungarite de la alimentare, legăturile toate vin în doze, în dozele de aparat care se adânci, fără doze de ramificații și da, folosim cablu NIMJ, totul vine direct în perete, garanție 50 de ani. La fel și aici, avem jaluzele, prize jos, avem legătura de la jaluzele, jaluzele încasate în caseta aia deasupra geamului, care vine și ia să fac și merge aici. Ne mai trebuie un cablu aici de alimentare. Aici la fel în bucătărie. Totul vine prin placa de beton. Cum v-am mai spus, sunt acele copexuri care au intrat deasupra în placă și este atunat beton peste ele, ca să vină direct de la tablou. Aici la fel, avem și internet în bucătărie. Omul mai vizionează, își pune un televizor sau ceva. Aici la fel, o grămadă de prize și totul vine din placa. Bun. Să mă duc și sus. Aici la fel avem tastă, semnul pentru tastă în hol, la fel tastă în hol, punte pentru celelalte tastă și asta e becul. Voi merge sus, unde avem al doilea tablou. Al doilea tablou cu 12 circuite și cablurile de internet. Și aici avem cablurile coaxial și internet pentru cele două camere care ore și una în stânga, una în dreapta, pe colțul casei. Aici la fel va veni diferențial, siguranțe automate și așa mai departe. Știți povestea. Bun. Să mergem din nou în pivniță. Am avut un pic de tras de șanțul de făcut. Sunt câțiva kilometri, deși aici noi le facem tot. În România poate că mai chemi un holanger, aici nu există meseria de holanger. Aici tot să le facem noi. Și cam asta. Deci cam asta cu... am uitat să vă arăt întrerupătorul SLS pentru selectivitate. O să vi-l arăt acum. Am uitat. Pe aici lucră toată lumea, toată lumea înghesuită. Deci aici avem două întrerupătoare SLS, unul pentru parter și etaj, pentru parter și subsol și unul pentru
Deci astea îs. Și îi scoatem afară. Dar un pic cam lungus filmulețul. Trebuie să mă tot plimb sus jos, dar asta este. Și filmez cu o mână. Deci astea sunt întrerupătoarele SLS pentru selectivitate. Și avem de 35. Ai tras de clapetele astea. Bagi cablu aici. Și ai fază L1, L2, L3. Deci tragi de asta tare. După care lași și se face prinderea. La fel se montează pe șinele de jos pe care le-ați văzut. Se înfige practic în acele șine și ia din spate faza L1, L2, L3. Și pe partea de sus va merge la contor. Și după care se sigilează. Ok. Bun. Cam asta cu ziua de astăzi, ziua de vineri. O nouă zi de muncă în care v-am mai arătat ce mai facem pe la muncă. Și cam atât. Noi ne vedem la un video viitor. Numai bine. Ciao, ciao.